La început a apărut țara fluturilor, unde codrul îți iese în cale să-ți arate cărarea și unde se ascund cei mai rușinoși fragi. Fluturii se bucură de oaspeți, bătând din aripioare, iar clopoții albaștri răsună din poiană în poiană. Zin, zin, zin. Nu departe de acea țară, dintre basm și realitate, Spiridon Vanghelie a dat suflet primului său personaj. Și avea să-l numească tatăl său literar pe acel pici, Guguță, și pe zi ce trecea, creștea și căciula întrecea. Și cât ar cânta cucul, Guguță se făcu numai bun de isprăși. Vorba aceea, surcica nu sare departe de la trunchi. Guguță pe de o parte, iar plăsmuitorului pe de alta. Nu stau locului și gata. De cum a scăpat Guguță la picioare, cei doi parcă se tot caută. Unul tot cu isprăvile și năzdrăvăniile sale, altul scrie, mai rescrie și una, două, tot printre copii îl găsești. Bună ziua, copii! Bună ziua! Voi sunteți ăștia, așa? Bună ziua! Nu, nu, bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Voi ați copânii asta? Da, tu ai ajutat, da? Ăștia-și nepoții mei, așa, lăsați-și pe dânsi să mănânce. Nepotul Ștefan, nepotul Viorel. Voi îmi dați pâine și sare. Vă mulțumesc. Dar eu vă dau pânica care o coc eu. Se numește carte. V-ați împărțit la cui vreți voi. Eu vreau să vă doresc vouă sănătate și părinților voștri. Să transmiteți salutări de la Moș Guguță. Moș Guguță. L-ați văzut azi pe Moș Guguță. Este un guguță mic și unul mare care zice Moș Guguță. Și cel mic și cel mare n-au astâmpărare. Unul fuge înaintea copilăriei, iar altul după dânsa. Că are ea copilăria împărățiile și țările sale nemaipomenite, care te tot cheamă și te cheamă înapoi. Ștrângăria, pantalonia, ehe, dasate, câte și mai câte. Eu pus căciula în cap, măi, trebuie să mă duc la ăștia. Toate casele cu căciula în cap. Da? Ce bune ele, câteodată mintea copilului, de niște idei care următură nu o să realizeze. Îl pune jos. Moara casa lui. Drumul, fântâna, triez. Ia uite o casă albastră, Ștefan, uite în coașă. Ne-am mai pomenit. Îmi place grozav. Fiecare casă e altfel. Să spun că fiecare casă a fost făcută de alt copil sau grup de copii. Da. Eu știu probabil și pantalonia. Este marea fantezia unei lumi întregi care se numește copilărie. Cu asta nu te joci, fraților. Eu întotdeauna am avut ideea cât la copii ai ce învăța. El nu copii. Ăștia mari copii de se rupă, înțelegi? Disertații copii, ce vrei copii, înțelegi? Bombele copii, avioanele copii, unul de la alții, o țară de la alții, fură de se rupă, înțelegi? Dar copilul vine cu lumea lui.
Ia uitați, cine știe de ce râd eu? Măi băieți, ia veniți încoace. Ia spuneți-mi, unde s-a luat o pasăre aici? Tu ai văzut? Pe unde? Pe fântână? Uite, pe fântână, eu abia acum. Pe fântână m-a făcut. Cum să nu te bucuri că trăim pe pământul ăsta, copiii ăștia care au făcut sat trăiesc? Dar fără dânsi eu n-aș exista. Eu, propriu zis, aproape că nu sunt cărțile mele. Mă dizolv în eroii mei și mi-e destul. Rând pe rând, pe urmele lui Guguțe, dar și pe alături de ele, au călcat și alți năzdrăvani. Trop, trop, trop. Care mai de care? Băiețelul din coliba albastră, Ciuboțel, Titirică, Piticul cel mare și cei mai mărunței din Pantalonia. Așa că, pe neprins de veste, luându-se cu ei la joacă, Spiridon Vanghele a rămas în lumea lor. M-am cam săturat eu de lumea adulților, înțelegi? Că am făcut armata așa, pe nevrute. Și am văzut eu ce se face prin școala de sergent și alte școli. Și am venit acasă, supărat, toată lumea, și m-am întors la copii și de copii a rămas pe totdeauna. Am rămas așa, de bunăvoie. A scrie pentru copii nu e treabă ușoară. Dacă consider literatura pentru copii ca ceva minor, ca ceva... Da, las cu orice tică, cățelușul ăla care stă la masă și tu îi arunci de pe masă bunătăți sub masă, mănânci și el. N-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. N-ai să ai dintr-un cititor și n-ai să-l crești și n-ai să-l... Nu-l duci nicăieri. Îi trezești apatie față de citit, față de viață, față de... Încearcă și privește lumea cu ochii copilul și atunci se deschid foarte multe orizonturi. De ce am intrat în lumea lor? De ce sunt tot mai mult dator față de dânșii? Trebuie să mă achit frumos, fiindcă ei mă răsplătesc cu timpul lor, cu sufletelul lor, înțelegi? Ard ca niște lumânări când citesc cărțile. Și trebuie să fiu la înălțimea lor. Nu la înălțimea mea, la înălțimea lor. Dacă pot, atunci ești bucuros. În joc cu băieții, au intrat și fetele. Și multe chiar se numeau guguțele, că de, pot să facă și ele isprăvi. Dar a avut grijă plăsmuitorul nostru și de ele, ca să fie lumea copilăriei și mai frumoasă. Urcat în scrânciobul din Împărăția Duminică, Spiridon Vanghele a mărturisit. Eu caut să mă achit cu fetele întâi. Ați văzut dumneavoastră, 99% fetele pe umărul lor lasă societatea greutatea și iată am făcut Crăița asta cu Doamne ajută, am scos-o la capăt. Crăița e o fetiță cam de-o seamă cu mine. Copilăria ei a fost prin anii 46-47. Am coborât în amintirile unei fetițe, cam de-o seamă cu mine, care o cheamă Crăița și este chiar soția mea, Eleonora, așa. Este o carte inspirată din copilăria ei, din faptele prin care a trecut. Astea sunt viața nu a bunicilor, a străbunicilor noștri care mai sunt în viață, în cartea asta. Eu aș fi putut să scriu despre copii de azi care au rămas fără părinți. Am undeva o mică povestioară. Despre asta vor scrie alții. Dar eu scriu despre ceea ce știu foarte bine, ceea ce a fost la temelia copilăriei mele și a generației mele. Timpul când au fost realizate filmările,
am avut norocul să o cunoaștem și pe protagonista cărții Crăița, pe care o recunoști după ochii frumoși albaștri, zâmbetul copilăresc și inocență, ca atunci când venise tatăl din război și striga: "A venit regele!" De data aceasta, venise regele ei din tot restul vieții. Crăița, Crăița, Crăița mea! Măi, eu cu voi, voi fi mulțumesc. Dar cum îmblai tu la școală, Lola? Câți kilometri făceai sâmbătă? În fiecare sâmbătă venea școala ei din clasa 8-a, era la 25 de kilometri de satul natal, din Apădeni. Prin câte sate mergeai? 7 sate, așa? Da, da. Era o școală, mă rog, ori... Era o școală, îmi cerai că tare. Asta era pentru mine, într-adevăr, o școală. Și așa. Trebuia să mă călească. Mie m-a învățat tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, l-a spus așa: trebuie să fii privighetoare, nu din mare numai de la început, dar până la sfârșit. Și atunci ești om. Dar am înțeles că odată tu ai căzut în apă, nu știu unde, treceai un râuleț. E adevărat, da? Am căzut numai o dată. Eram în tica clasa 8-a și colegii, numai eu căzut în apă, că era prima, și îmblau împinsat să o primească undeva, era iarnă, să sușu și hainele. La vreo 3 case n-au primit-o și la a patra au coborât copiii de pe cuptor, așa, și te-au urcat pe tine și s-au dus la școală, dar tu ai rămas pe cuptor să te usuși. Și bine că ai coborât de cuptorul și ăla și m-ai întâlnit de mine. Dar cine știe? Mai zici și așa. Lora, dar iată, tu ești Crăița în copilărie, bobocul și ăla, măi, bobocul și ăla. Tu l-ai căutat pe dâns sau el te-a căutat pe tine? Ce era cu bobocul? Și-l când umbla după tine un boboc toată vremea? Mama m-a scos bobocii și... De mă, când a început să meargă, să-i hrănească, e mai înainte, dar dacă nu se meargă, se coboară pe scară. Și cum se coboară? De câte o păzi de pâine și pe el, se uită. Și acolo, uite, în felul ăsta i s-o deprins toți bobocii, veneau la ușa mamei, pentru că acolo era praznicul lor. Tu erai, da? Dar numai unul mergea. Lora, numai unul mergea după tine, da? Unul mergea și decât ciop, toată vremea cât o poți acolo, toată vremea mă ce de mine. Numai dacă mă vedea, ciop. A fost odată un mic copilaș, care cânta așa de drăgălaș. Frumoasa mea privighitoare. Și ce bine e că în acea Crăiță astăzi se regăsesc multe fete. Atâtea Crăițe frumoase sunt în Moldova. Atâtea Crăițe frumoase. Dar vă rămâne pentru vecie Crăița mea cu ochii albaștri. Crăița mea. Este vorba de o fetiță de 9-10 ani, este foarte complicat ca să nu o maturizez. Cel mai important, privirea acestei fetițe. Prin privire trebuie să vorbești despre lumea ei interioară.
Rodica zice, hai să o scoatem în prim plan, că e rolul principal și a scos-o. Dacă s-o scoate, trebuia să o modeleze, să o aducă și la chipul mamei, când era mama mică, e carte despre mama. Crăița Eleonora din Năpădeni, Ungheni, când se făcu mare, a plecat să învețe la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Capitală, acolo unde s-a întâlnit cu Spiridon Vanghelie, care venise de la Institutul din Bălți. Clasa a 5-a și a 6-a am făcut-o la Bălți, pe urmă m-am mutat în sat Pilenie. Dar după ce am terminat 10 clase, pe la 15 septembrie, am venit la Bălți la Institutul Învățăturii, sunt la Institut. Intră la director și eu vreau să intru la Institut. Dar unde ai fost până acum? Și că am fost învățător de matematică 5 minute. Și băi, dar tu și ai căzut din cer? Poate, dar eu vreau să intru la Institut. Directorul spune, eu am rămas două locuri, dar iată, sunteți 50, să vedem cine a... A doua zi au făcut un fel de examinare. Am intrat eu la Bălți, dar n-aveam cămin. Ne-au dat, vreau să zic, loc de dormit la, în podul Institutului, la Cucurigul, noi spuneam. Așa. Și eu din prima bursă mi-am cumpărat niște pantofi, pe aceea vechi am corojit, i-am băgat în sobă, era și o sobă care nu funcționa acolo sus. Am umblat cu dânsul vreo lună de zile și pe urmă am dat sesia de iarnă și mi-am bătut să trec la Chișinău. Și am vândut pantofii aceia care îmblasem un pic, i-am scos pe cei din sobă și hai la Chișinău. Mă duc la Institut Pedagogic, dar acolo era Ivan Dimitrici, Ciobanu era director. Într la dânsul, zic, cum? Iată, eu sunt cu tare de la... I-arăt matricula și el se uită la mine, măi, Vanghelie, dar și care tu? Am știut o poezie de-a ta, tu ești așa. Îmi pare că sunt eu, zic, du-te la lecții. Și m-am primit. Acolo m-am întâlnit cu Grigore Vieru, am făcut foaie literare, eu o gospodăream foaie literare, am organizat cenacul la Institutul Pedagogic. Și eram mititei de tot, nu știam cum să scriem. Vinise din România niște oameni cu studii, Meniu, Costencu, Istru și alții și Lupan. Dar ei, mă rog, erau mereu ocupați cum să se apere, cum să scrie poeziile celea care nu trebuiau nimănui, așa zis o realin socialist. Nu le erau de noi, înțelegeți, dar veneau și la noi. Ei mai criticam noi pe dânși. Pe urmă, în cenaclu a venit cine? Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Pavel Bosu, Andrei Strâmbeanu, Serafim Saca, Mihail Ion Cibotaru, Ion Ungureanu, Petru Soltan, Valentin Mândăcanu era, Nicolae Pogol și de acum, iată, cu băieții ăștia noi am început a purta cundeiul pe hârtie. Era foarte complicat, n-aveai de la cine să înveți prea multe, dar ne zbăteam și noi așa ca niște pești prins în mreajă. Timpul le așează pe toate la locul lor. Fiecare și-a găsit rostul său sub cer. Spiridon Vanghelie a ales lumea copilăriei, acolo unde soarele e mare minune și de care se miră toți că, uite, câte lămpi ard noaptea și tot e întuneric, dar soarele, unul, luminează și casă, și bordei, și drum, și se vede mai bine să citești tot când e soare afară. Ei, da, pentru a putea citi, trebuie să înveți literele. Un abecedar la care s-a lucrat 25 de ani noi cu Vieru. Vreau să vă spun că mai mult de pomană am lucrat. Eu am găsit undeva un bon de plată, 3 ruble mi-a dat într-un an că s-a ridicat abecedarul. Chiar am să-l dau în muzeu acela. Lucram așa ca doi fanatici, însă hai să ajutăm copiii. Prin cât am trecut asta istorie foarte mare, foarte grea, foarte dureroasă. Am luptat cu morile de vânt, ca Don Quixote, înțeleg. Că abecedarul nostru era târâit pe tot locul și hulit și barjocorit și ignorat, înțelegeți? Și până la urmă el a apărut. Ce am vrut noi să facem în abecedarul acela? Am vrut să apropiem copilul
de furnică, de fluturi, de firul de iarbă, de natură, de mama, de bunic, de cățeluș, să-l coborâm acolo de unde și noi am ieșit din natură, acolo să-l coborâm. Și noi am reușit să facem, dar ne-a costat extraordinar de mult. Când la Institutul Școlilor s-a făcut ultima ședință, au fost chemați 15 învățători emeriți și fiecare avea așa observați, dar se suneau toți și până la urmă scoală directorul de la Institutul Școlilor, care era mâna dreaptă a ministrului și spune: dar noi avem recenzie negativă. Dar unde e recenzia? N-am sărit cu Grigore Vieră. Și când se afla ministru: dar spune omule, și vrei? Nu, e negativă. Noi nu acceptăm abecedarul. Deci a spus munță în abecedar, munță românești, mare, deci a spus în abecedar, mare din România. Asta era situația, așa era atmosfera. Socialism, realism și totuși a ieșit abecedarul și ăla. E, istoriei noi, când a ieșit abecedarul, noi cu Igor și cu Grigore ne-am dus în satele noastre și am dăruit la toți copiii din toate trei sate. Motivația ca toți copiii să învețe dintr-un abecedar pe înțelesul lor a fost una vizibilă. Cum a fost, vreau să zic, că când a terminat băiatul meu clasa întâia, eu îi zic, și al lui Vieru terminat clasa întâia, zic, ia hai să-i întrebăm pe copiii noștri. Ce țin minte? Amândoi eminenți, ce țin minte din abecedar? Și nu știau niciun text. Dacă na, eminent, fără nic în cap, înțeleg. Învățat și uitat tot, înțeleg. Dar și erau texte de astea, înțeleg, care zburau pe sus, înțeleg, și nu mai aterizau, un fel de coșmaruri, așa. Și ne-am apucat noi să facem acest abecedar. Cei doi copii ai lui Spiridon Vanghelie, Radu și Rodica, i-au fost mereu scânteie de inspirație în scrierile sale și cei care îl făceau să vadă mai bine lumea prin ochii copiilor. Radu este prototipul băiețelului din Coliba Albastră. Aia este și erou și tip și prototip și ce vreți acolo. Băiețelul din Coliba Albastră este parte a planetei albastre, de care se pătrunde treptat, o admiră, iar toate lucrurile pe care le cunoaște le împărtășește surorii sale Rodica. Știi de ce plouă? De aceea că pământul e negru. El o roagă pe ploaie să-l spele. Ploaia coboară din cer, îl spală și pământul se face verde. Eu mi-aduc aminte de copilăria mea, mă văd la bunica în casa mare unde mirosea flori, amere, șofran și flori de floare de tei, unde eram toți patru, eu, tata, mama și Radu. Există Universul Evangheliei, noi am trăit în Universul ăsta, noi și până acum suntem toți împreună. Suntem împreună fiindcă există planeta Moldova și există Universul Evangheliei. Tata s-a realizat nu numai prin cărțile sale, dar s-a realizat prin familia sa. Cred că eu cel puțin am vreo 10-15 carnete, cei ce vorbeam eu în copilărie și ce a vorbit Radu în copilărie. Ne-a pregătit bine, împreună cu mama. Rodica, eu țin minte că mi-a dat, Rodica, înțelegi, 5 tocuri, așa, de cele colorate. Și ia câte ticule. Dacă nu o să ajungă, m-am dus la casa de creație la Ialta. Dacă nu o să te ajute unul, el pe celălalt, pe celălalt, galben, albastru, roșu, verde, să ne șerși pe toate. Și unul dintre însele, eu am vorbit cu creioanele astea, unul să te ajute, dar trebuie să ne șerși pe toate. Era de vreo 7 ani. Asta era norocul nostru, că ei contribuiau la toate problemele din casă, așa micuț cum era. Știu că odată Radu a fost cu un băiat al lui Vieră, a fost cu hăitul, numai la rude, că atunci doar nu se putea. Și a venit cu niște bănuți bucuros, parcă cu coborul din cer, tăticule, ia cam 20 de ruble, nu știu cât avea ea. Măi, Radu, să-ți fac un cadou, fă-i, tăticule, și cadou, spune tu, hai amuia, pe la mieză nopții, haide-mi cu săniuța. O să vadă, e întuneric și nu o să vadă că tu înțelegi, ești mare, dar te dai cu săniuța.
Ne-am dus acolo, avem acolo un unicuș, unde se termină Miron Costin. M-am dus, bineînțeles, înțeleg. Și nu știu cum, odată a fost bine, a doua oară, când eu cu Radu, când singur, când... a treia oară mi-am rupt pantaloni, am nimerit în niște, vreau zic, copășei acolo, spini, nu știu ce. Și Radu se uită și se uită la mine, zic, tăticule, din pricina mea tu ai rămas cu pantaloni rupt. Și scoate și ei 20 de ruble și îmi dea ruble în altă timp să-ți cumperi pantaloni noi. Ei, cum să nu te emoționează chestia? Măi, Radu, măi, n-am rămas eu la pantaloni ăștia. Astea nu-s cuvinte, asta e fapt. Dar faptul e fapt, înțelegi? Uite așa, înțelegi? Prin puterea familiei se face orice. Aceste învățăminte și-au găsit locul de sigur în creație. Am eu așa o novelă. Se întâmplă ceva cu părinții. Dimineața sunt puternici, înalți, dar până seara, tot lucrând, se fac mici, tot mai mici, tot mai mici, tot mai mici. Se întorc seara acasă, expuși la tot pericolul, așa, și apar medici să vadă de ce părinții se fac mici. Și medicii duc, vreau să zic, medicamente până se fac și ei mici și nu înțelege nimeni de ce se fac și medicii mici. La școală, învățătorii se fac și ei mici. Directorul, dacă plouă, alege pe elevul cel mai bunic și elevul cel îl duce în geantă acasă, așa. Femeile dispar și bărbații au plecat toți să-și caute soțiile. În lipsa bărbaților se duc băieții la câmp. Și atunci observă cum era că dacă i-au ajutat pe părinți în ziua aceea, oamenii nu s-au făcut mici. Nu s-au făcut mici. Tot secretul era că ei nu-și ajută părinții. Și căutau de aventurile lor, așa cum mai sunt și azi, fel de fel de băieței, înțelegi, cu bănuți în buzunar, cu mașini, cu una, cu alta, dar uită de părinți, de ce are situație mai bună, așa. Și dacă au început de acum, gata, au observat atunci, le-a venit mintea la cap. Spiridon Vanghele a avut noroc de o familie care a știut să se bucure și să pună preț pe adevăratele valori. E o familie foarte răbdătoare, trecut prin multe greutăți. Eu am rămas la 12 ani fără mamă, soția a rămas la 12 ani fără tată. Noi am fost 9 copii, soția a fost 4. Am trecut prin multe, și foamete, și una și alta. Și nu prea ne-am învățat noi cu mare lux. Trăim din ce avem și din ce putem. Ca să zic că mor de foame, nu e adevărat, înțelegi? Pe lângă scrisul meu, eu am tradus în viață câteva cărți, am mai făcut și filme și ele cu desene animate, când era greu de tot. Unde fugi, Gogoță, stai! Știi că trebuie să te tun. Ce să-i spune o mami tale? Trăiesc într-o casă de 50 de ani, cum mi-a dat casa așa, hrușovca într-o aceea și trăiesc, înțelegeți? Așa cum a dat Dumnezeu, n-am umblat cu mofturi, cu pretenții. Tragedia așa mare că eu l-am pierdut pe Radu. Iată, asta înțelege o pierdere de era un băiat extraordinar, Radu. Speranța noastră cea mai mare era Radu. Și uite, ne-a luat pământul de sub picioare. Iar că asta e ceva de reparat. Cum s-a întâmplat așa? E greu, nu ne putem da seama. Soția s-a îmbolnăvit după asta. Doamna Eleonora nu a rezistat mult și a plecat în lumea fiului său, a băiețelului din coliba albastră, cea fără de început și fără de sfârșit. Iar tatăl vine la el să mai stea de vorbă. Radule, Radule, iată am venit la tine. Ștefan a terminat studiile în Olanda.
s-a întors acasă. S-a întors acasă și Viorel din Praga, nepotul nostru. S-au întors băieții să pună umărul la renașterea Basarabiei. Rodica vine fiecare zi la noi, vine și în locul tău. Ții minte când îi spuneai, Rodica, ia-și-i bine când tu ești lângă mine și eu sunt lângă tine. Așa a fost să fie, Radule. Cezara vine, ceilalți vin, numai tu nu mai poți veni. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut. Ții minte seria aceea de cărți care am planificat împreună cu tine. Am ajuns la volumul 10 și îți mulțumesc, Radule, pentru efortul care l-ai făcut într-o editare a cărților mele. Radu a plecat într-o călătorie nemărginită. El și aici, pe pământ, fiind un visător și un mare amator de călătorii, amintirile despre care au rămas atât de vii. Când Radu era clasa, așa se-mi pare că mi-a spus, tăticule, fă-mi un cadou, dar ce cadou să-ți fac, ce vrei tu? E, nu, tăticule, nici bicicletă, nici aparat de fotografia, nici aparat de filmat, înțelegi? Că toate le am, dar vreau să-mi faci un cadou și cadoul ăsta să călătorim pe jos până la bunicu. Până la bunicu, la Grânăuț, aproape 200 de kilometri. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea lui și fără mari pregătiri, m-am pornit la drum cu Radu, ne-am luat, să facem mâncare pe drum, chibrituri, chestii, una alta, și am dat jurământ în fața lui că nu o să mă urc nici în avion, nici în căruță, nici în mașină, iată așa, o să mergem pe jos, până la Bunelu. Și am mers prin 17 sate, am mers pe de-a dreptul, din sat în sat. Am dormit când la o stână, când la o harbuzărie, când la o moară, când la o albinărie. Și în felul ăsta, Radu a cunoscut mai multe ocupații ale țăranilor noștri. Ne întâlneau foarte binevoitor, de multe ori nu ne înțelegeam, oameni buni, unde vă duceți voi? Este transport și poate nu aveți bani, unii chiar scoteau să ne dea câte o rublă, înțelegi? Dar noi nu ceream să dormim nicăieri. În primul rând, i-am făcut cunoștință cu toate florile din copilăria mea, cu toate păsările din copilăria mea. L-am învățat să meargă călare, tot am găsit un cal. Și multe lucruri, da, eu am aparținut întru totul lui și el mi-a spus, asta e o lecție colosală de geografie, de botanică, un efect extraordinar călătoria asta. Pe urmă el a luat studențe și îmbla singur, încolo și încoace, mai multe întâmplări am eu cu Radu. El m-a ajutat foarte mult la editarea cărților și carte de știri și gândire. Radu a venit într-un ajutor, fiindcă era complicat să faci puiul ăsta de editură, editura Guguță. Era foarte complicat prin anii 90. Dar Radu a zis, el e medic, eu lecuiesc copii bolnavi, dar tu lecuiești pe cei sănătoși, dar cei sănătoși sunt mai mulți, eu vin să te ajut pe tine. Și iată, a făcut un lucru mare pentru creația mea. Am lucrat foarte mult la carte de știri și gândiri în 4 volume, iarăși împreună cu Radu. El mi-a tradus din engleză foarte multe texte, pe urmă a făcut și el texte. Interesante texte, foarte interesante, înțeleg. Ca să ajutăm, dar cu pictorul cât a lucrat, enorm de mult. Pictorul făcea numai schema, dar Radu le colora, Radu le vreau să zic, macheta, Radu. Cartea aceea ne-a luat 5 ani de viață.
carte de știri și gândire, dar e foarte necesară pentru copii, fiindcă la ziua de azi nu mai poți trăi numai cu mintea de acasă. Trebuie, la globalizarea asta trebuie să iei mintea de pe tot globul. Și o carte de la Solomon până la Bill Gates. Acolo sunt 150 de autori de pe glob. Mă bucur că scriitorii noștri și din România rezistă prin copilăriile oamenilor mari în trecut, ca să-i dăm părinților, copilor, să-i dăm modele de a crește frumos și care cere timpul astăzi. Dar pentru a forma o personalitate integră, copiii de azi trebuie să știe și despre momentele prin care au trecut strămoșii lor, fiind copii. Смирно! Алинерия! Трепц! Четыре шага вперед! Шага марш! Патру паш на енте! Шага марш! Равнись смирно! Алинерия! Трепц! Налево! На стынга! Шага марш! Стынгу! Стынгу! Ун, дой, три, ши, стынгу! Voi sunteți memoria neamului. Doamne ferește dacă vom uita prin ce am trecut. Eu am trecut și eu întrucâtva prin tristețea asta. Eram mic, eram de 8 ani. Ei bine, n-am fost dus în Siberia, dar am tremurat câteva zile că trebuia să-l duc pe tata. Pe urmă, când am mai crescut, am aflat că o fetiță din satul vecin, satul Sofia, a fost deportată în Siberia. Asta este Olguța pe care o vedeți voi aici pe scenă. Dragii mei, avem o datorie sfântă să nu-i uităm pe cei care au suferit. Suferința asta prin care au trecut pământenii noștri, părinții noștri, frații noștri, bunicii noștri, ea costă foarte scump și ar fi mare păcat să uităm, să ne apropiem unul de altul, să fim mai monoliți, să nu dea Dumnezeu să mai acceptăm, să mai vină încă o Siberie peste noi. Cărțile lui Spiridon Vanghelie au fost citite și recitite de copii, ei găsindu-și lumea lor în ele, acolo unde totul e atât de sincer și simplu. Cucu, cucu, două silabe, două sunete, înțelegi, cucu. Dar întrânsele e un conținut enorm. Asta e natura, asta e iarba, asta e aerul, asta sunt albinele, asta sunt fluturile. Acolo unde e cucu, asta e o lume întreagă. Iacă acolo unde cânt cucu, acolo am vrut să-l duc eu pe guguță. Cea mai mare bucurie e scrisoare de la copii. Eu am premii, slava Domnului, dacă ar avea și alții. Și de aici am premii, și distincțiile le-am toate. Și din Moscova am, și din România am, și de unde vreți am, și din Elveția, și din Germania. Dar desigur că nu pot să spun că nu mi-au produs așa o bucurie, că e totuși munca omului. Dar cu adevărat, o bucurie fără margine am când primesc scrisori de la copii. Și eu vreau să fiu guguță. Îmi dați voie? Mă cheamă Valeriu. Eu mă aflu la sanatoriu în satul Cobolta. Am citit cartea matale, aceea cu guguță. Dar aș vrea să știu cum o duce guguța acum cu sănătatea.
Eu v-am visat astă noapte. Când i-am spus bibliotecarei, ea mi-a zis că sunt Guguță. Să-i luați bilet lui Guguță și să-l trimiteți în ospeție la mine. Îl voi hrăni numai cu brânză și cu lapte. Băieții-mi zic Guguță, te rog să mai scrii niște isprăvi de-a lui Guguță și să le trimiți în satul meu. Și spune lui Guguță să lepe de cușma cea mare, că vine vara. Un copil de la sud mi-a scris odată o scrisoare, numai din două cuvinte. Spiridon Vanghele, eu te iubesc ca pe o mioară. Ca pe o mioară. Păi, foarte, mi-a plăcut, e extraordinar copil, scrisoarea asta. Parcă zice și mai da și cu tine, înțelegi? Și mă faci oaie, înțelegi? Sau cum, înțelegi? Dar hai să pornim de unde a pornit el. El mioara aceea a fost melos. Dar mai frumos decât melosul, când îl pată oile, primăvara. Dar noi ședeam toate ori întregi la poartă și așteptam să vie oile de la câmp, să vie ciobene cu nelusul noștri în brață. Guguță e de la țară, are isprăvi și copiii să regăsească în acești copii. Asta a fost și scopul meu, ca să se regăsească copiii în isprăvele astea a lui Guguță. Ei îl apără pe Guguță. Acum e greu să-l ștergi pe Guguță. Copiii nu o să cedeze, fiindcă el e al lor și al meu e mai puțin, e mai mult al lor. E al lor. Dar trebuie și lui un apărător. Învățătorul este și e serios, așa sau altfel, însă educatorul tot așa. Dar el cu Guguță se înțelege mai ușor. Eu am o constelație de eroi. Dacă Radu, băiețul din Colibă Albastră, de 3 ani, Guguță de 7, 8, 9 ani, de acum între dânsii mare interval și a apărut ciuboțel, care îl culc pe mama și pe tata în leagăn și e puterea și face el, noaptea face isprăvele așa, titerică, care de acum face poznele sale și nu se mai ocupă. Guguță luptă cu cei mari, dar titerică cu sine. Când scrii, atunci acela se ia aproape despre care scrii, dar după aceea ai rupt cuiul. Așa ca un om care are mulți copii, poate să-l răsfieze pe unul sau pe altul. El ține la toți, e bucuros că i-are pe toți. Sigur că câte unul e mai reușit, altul e mai puțin reușit, dar salui, ce să-i faci? Asta e socoteala, înțelegi. Salui. După câte văd eu, Guguță cam iese înainte și eu n-am ce faci. Autorul susține că nu el e prototipul lui Guguță, dar are isprăvile sale din copilărie. A venit tata odată de la Bălți, era duminică, și îmi spune, du-te mai băiete dacă vrei, și adă niște griblătură, niște orzi de la deal, că seara caie trebuie să mănânce ceva. Eu bucuros că tata dă căruța pe mâna mea, m-am urcat frumos în căruță, m-am sculat în picioare, asta era ceva. Să mă duc eu unde vreau și cum vreau, după greblătura aceea, după orzul acela. Am mânat caie așa până la deal, unde era orzul cosit. Și am încărcat coșul căruței, să aibă caie de mâncare. Dar când scobor la vale, era un deal mare, am uitat să pun piedica la căruță. Și cum coboram la vale, țineam hățurile strâns, picioarele se propteau în fundătoarea de dinainte, așa, caii ridicau capul sus, căruța venea peste ei și eu în căruță, așa, și la un moment dat fundătoarea s-a dus între cai, așa, și eu nimeream tot, pe vârful dealului, caii s-au speriat, nimereau și eu între cai. Dar fiindcă eram băiat de la țară, m-am învârtit nu știu cum și m-am apucat cu mâinile de oiște și jumătate de copii era în căruță și caii au rupt-o de fugă de vale și eu vedeam două copite în stânga și două în dreapta, veneau ca niște ghiulele, fugeau de mâncau, căruța venea peste cai, grebătura venea peste mine, cădea din toate părțile, caii fugeau în vale
Și abia m-am ținut. Asta a fost noroc că am știut, am putut să mă învârtesc. Un noroc de-al meu. Și am ajuns în vale, așa, în stânga era niște iarbă, așa, cai au cârnit-o. S-au speriat grozav și au cârnit-o pe iarba aceea. Și la un moment dat eu m-am învârtit cumva și mi-am dat drumul sub boiște, sub căruță. Căruța a trecut înainte și caii s-au oprit imediat și au început a paște. Eu m-am ridicat, nici viu, nici mort, caii m-au salvat. Eu m-am uitat la unul, piciorul era rost, tocmai de ham, înțelegi, se dădeau maximal în stânga și în dreapta ca să-mi lese în ei mai mult loc acolo să nu mă ucidă. Cu bune, cu rele, copilăria e singura veselă și nevinovată, iar fiecare matur ar da orice numai s-o poată rupe de fugă înapoi. Într-una dintre zile, a urcat în turnul Dorului și Spiridon Vanghele. A privit lung spre zare și hai spre Grinăuți. Și când a ajuns pe aproape, a coborât și a început să meargă pe jos. Îi părea că așa va ajunge mai repede. Dar iată, la intrarea în sat, a întâlnit Pluița, aceasta vrând să-i arate scriitorului că e tot așa de harnică cum o știe ea. Și taman a venit și ea să spele pământul din nou, ca să înverzească frumos. Deodată, ieșind la drum, parcă l-a furnicat sufletul. I s-a părut că l-a întâlnit pe Guguță, pe care îl tot caută cu privirea în fiecare copil. Dar așa cum nu-l mai ascultau picioarele, s-au uitat pe furiș unul la altul și și-au continuat calea. Guguță, grăbindu-se în lumea cea mare a isprăvilor. Autorul însă, după ce a văzut mări și țări, albit de dor, revenea acasă. Erau pe casă la Moș Mișa Pierzu, chiar lângă noi. Numai pe casa lui erau cu costăși. Foarte curios cum a făcut el cui pe stâlpul de telegraf. Eu am o povestire, comoara din Strângarea, un cui de cocostărși. După ce a stat cu amintirile sub ramuri de cireș, i-a venit chef de șotii. A ieșit în calea unor căruțași, s-a apropiat să vadă dacă nu cumva calul lor are ochi albaștri. Aveți document. La ce? Eu sunteți din Grinăuți? Da. A cui? Eu Salungu. Eu Salungu Frecăuțan. Care Frecăuțan? Victoria. Ah, și calul e a vostru, da? Da. La amândoi un cal. Ah. Face treaba. De una. Bun. Dar unde vă duceți? Pe acasă. Acasă? Ce ați fost? Ați făcut ceva? Da, chestia. Cum trăiesc, băieți? Încet. V-ați mai scaldat rău de mult? Nu prea. Nu prea, de ce? Nu-i apă. Nu-i apă. Apă în fântână s-o ducem acolo, în scaldă. Nu? Apă-i rece. E rece. Și ei s-o încaldați? Unul capul gol, unul șleapcă. Da, așa e. E bună viața, Grinăuți. Cum îl cheam pe cap? Vesna. Cum? Vesna. Vesna? Da. Vesna. E, Vesna, nu mă aud. Dacă a ridicat capul. Mă cunoaște. Dar cine i-a pus numele ăsta? Așa, unii cu nume. Ha? Că așa am cumpărat-o. Cumpărat. Îl schimbă primăvară în brânză. Da? Da. Trebuie. Bun, da. Bun, băieți. Nu harașo. Hai. Cum? Nu harașo. Care-i harașo, băi, noroc? Bine, la revedere. La gard a săbovit un pic, s-a ițit și a amintit, iar cât a stat acolo, sufletul îi sărise deja de zeci de ori, încolo și încoace, mai ceva ca în copilărie. Din una în alta a ajuns lângă grădinița care se numește Guguță,
iar nu departe de ea e școala în care a învățat creatorul lui. Asta e școala mea de altă dată, din copilărie. Am învățat aici, clasa 1, a 4-a. Desigur că arată altfel. Important este că noi, fiind în clasele mici, ne sculam câte doi, mai ales iarna, și făceam focul în sobe, ia că din hozeagul seala ieșea fum, încălzea clasa și până dimineață făceam treaba asta, noaptea căram de foc și rămâneam stăpâni aici. Umpleam colidorul cu paie, făceam fel de fel de năzbâte prin paiele celea, puneam focul în sobă, desigur catalogul era pe mâinile noastre, toate secretele pe mâinile noastre. Dacă primăvara, când treceam clasa, ne așezam toți aici, erau niște scaune și era un pavilion înalt, se ridica steagul. La fiecare elev se ridica steagul sus pavilion și directorul spunea, promovat în clasa a patra, promovat, toți așteptau, o să fie promovat sau nu o să fie promovat. Promovat, așa așteptam cuvânt, promovat, așa în felul ăsta, știam, ziceam în vacanță, gata, am terminat cu bine școala. Multe amintiri, dar mă rog, s-au dus toate în copilărie, aici am învățat frații mei, asta a fost odată. Îmi pare bine că a rămas măcar clădirea asta, este și clasa. În fiecare dimineață spuneam rugăciunea, Doamne, 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 cere stată, noi pe Tine Te rugăm, întărește-a noastră minte, lucruri bune să învățăm. Odată preotul, după ce am răspuns la o lecție, o dat rasa într-o parte, m-a chemat în fața clasei și a scos un leu cu popușoi și mi l-a dat mie pentru răspunsul care l-am dat. Eu am alergat acasă cu sufletul la gură, nu atât să-i spun mamei că am câștigat un leu de la popă în fața clasei, dar i-am spus o veste nemaipomenită. Mamă, popa are pantaloni! Când a ridicat rasa, am văzut că are pantaloni. A fost odată. Am fost și eu odată copil. Aș da mult ca să mă întorc înapoi în copilărie. Copii avem buni, studenți avem buni, fac carte serios, dar se duc, din păcate, se duc. Zboară. A intrat și pe la neamuri. A ținut cu tot din adinsul să treacă și pe la fântâna tatăl. Bună ziua, fântâna tatăl de la Grinăuț. Cu vreo 40 de ani în urmă, tata și-a chemat toți ficiorii, eram 6 la număr. Hai, mai băieți, eu de grabă o să plec și trebuie să lăs o fântână în Grinăuț, așa cum e obiceiul din moș strămoș. Noi ne-am adunat toți 6 frați și l-am ajutat pe tata să facă fântâna aceasta și iată, tata nu-i, dar fântâna este. Mulțumesc, Ștefan, că ai venit cu mine, m-a ajutat să ajung la Grinăuț. De grabă voi pleca într-o călătorie lungă. Îmi pare bine că aici rămâne alt Ștefan Vanghele, întrucâtva, din când în când va veni la această fântână să vadă, poate că fântâna mai trebuie
ajutată. Tata a făcut aici, în jurul fântânii, tot felul de viețuitoare care beau apă, un căluț, o văcuță, o oiță, o rață, o găină. Știa el să desemneze așa în stil popular. Timpul nu iartă, timpul le-a luat cu el aceste desene, dar a rămas fântâna, a rămas apa, care e principală. Eu le mulțumesc oamenilor din Grinăuț că vin la fântâna asta, că pomenesc numele tatălui meu. Am făcut mai multe lucruri în Grinăuț. În primul rând ne-a ridicat pe noi, 6 frați și 3 surori, dintre care am rămas eu singur. Și iată, vin în sat cam rar, dar îl port în suflet și îl pun în toate cărțile, în toate cărțile mele. În cel mai sacru colț al sufletului, scriitorul a purtat-o toată viața și pe maica sa, căreia prea repede i s-au sfârșit zilele din traista vieții. A îmbrăcat șalul verde pe când Spiridon Vanghele avea doar 12 ani. Vine mama cu traista, cu zile și corbi, când adorme un pic, drumul lung, e fură traista. Vine acasă și reușește să coacă un cuptor de pâine, să văruiască un pic casa, vetrele să le vopsească. Iar fiul ei îi spune: mamă, am și eu la soare o traistă cu zile. Mă duc să-mi iau și eu traista mea să te ajut. Mama îi spune: lasă-le să crească, prea sunt mititele. Și s-a dus să are, dar în vârf de deal urma ei se pierde. Și îmbracă mama șalul acela verde. Este o baladă care am scris-o de mult. Am rămas eu singur și eu stau și mă gândesc cum de-am rămas. Dar probabil asta a fost rugămintea mamei către Dumnezeu. Mama a murit la 38 de ani și eu îi semănam cel mai mult mamei. Și eu trăiesc în locul mamei. Probabil mama s-a rugat să-mi dea ei mai mulți ani. Și atâta ani ăștia eu îi folosesc atât cât pot. Multe amintiri i-au răscolit scriitorului această călătorie pe locurile copilăriei, cu toate miresmele și peisajele ei, care se află sub aceeași pălărie albastră a pământului, străbătut în lung și în lat de crăițe și guguței. Să stai și să te tot minunezi și să tot visezi cu ochii sufletului larg deschiși. Tu ești, măi? Da. Tu ești. Cum te cheamă? Guguță. Guguță Nicolae. Nicolae Guguță. Acestea au fost spicuiri din Evanghelia copilăriei după Spiridon Vanghele. Învățături, fapte, tălmăciri, isprăvi și multe năzdrăvănii veți afla pe deplin din capitolele ei. Până acum, acestea au fost traduse în 40 de limbi din peste 80 de țări și în miliarde de tiraje. Autorul Spiridon Vanghele a fost apreciat cu numeroase distincții.